Copiii proveniți din familii defavorizate au și ei nevoie de distracție, dar mai ales de socializare pentru a se integra în colectivitate. Pe acest principiu au plecat reprezentanții centrului maternal, care au decis să trimită în tabără, la mare, un număr de 20 de copii. Și pentru a-i stimula pe cei mici să învețe cât mai bine, selecția s-a făcut în funcție de rezultatele la învățătură. Spuneți-ne mai întâi care este programul în perioada următoare pentru taberele pe care le organizați. Da, copiii din centru de zi, din Târgu Jiu, care frecventează unitatea noastră de asistență socială și în această vară vor merge la mare. De ce zic și? Fiindcă o parte dintre ei a fost și anul trecut, alții sunt copii noi, ajuns în sistemul nostru de protecție a copilului și ne-am gândit că e bine să facem solicitarea la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și să trimitem copiii la mare, fiindcă sunt copii proveniți din familii care se confruntă cu dificultăți materiale și financiare, sunt copii săraci, sunt copii ai căror părinți nu au posibilitatea să-i trimită într-o stațiune cândva, că de asta sunt în sistemul de asistență socială și cred că noi, ca instituția statului, avem ca misiune și menire să facem tot ceea ce este posibil ca acești copii să se simtă că cineva se gândește la ei, că se vadă că cineva le dorește binele, că noi cu toții dorim să se socializeze, să nu simtă acea diferență de copiii din comunitate. Sigur că am pus și niște condiții, le-am spus de pe iarnă că pentru a intra pe lista de copii care merg la mare trebuie să aibă rezultate bune la școală. În linii mari, majoritatea copiilor s-au ambiționat, așa cum cu dificultățile cu care ei se confruntă, dar și cu sprijinul nostru în pregătirea temelor școlare, și putem spune că avem o situație satisfăcătoare, chiar bună, cu privire la situația școlară a lor. Iată încă un argument că merită să-i trimitem la mare, așa cum i-am trimis și în iarnă în stațiunea Rânca, fiindcă acești copii n-au nicio vină că s-au născut în familii sărace și nu în familii de oameni înstăriți. Când ar trebui să plece și câte persoane? Vrem să trimitem la mare un număr de 20 de copii din cei 24. Sigur că trebuie să urmăm o anumită procedură, să luăm acceptul părinților, să parcurgem toate demersurile cu privire la legalitatea trimiterii lor la mare. Acum suntem în perioada de solicitare de oferte pentru sejurul la mare. Avem referatul aprobat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Banii sunt, probabil că spre sfârșitul lunii iulie, acestei luni, copiii vor merge la mare pentru un număr de 7 zile. Așteaptă cu multă nerăbdare, ca orice copil, că și noi când eram copii eram nerăbdători să mergem undeva la o distracție sau chiar la mare. Sunt nerăbdători și de fiecare dată când ne întâlnim și discutăm despre vacanță, e inevitabil acest subiect al sejurului la mare și când plecăm. Vor pleca cu siguranță spre sfârșitul acestei luni sau cel târziu la începutul lunii următoare. Cum te numești tu și câte ani? Berca Vasile Alexandru și am 16 ani. Și am înțeles că o să mergi la mare anul ăsta, nu? Da. Înseamnă că ai învățat bine. Da. Care au fost condițiile ca să mergi la mare? Să învățăm bine și să ascultăm. Ești bucuros că vei merge la mare? Da, tare mult. Ai mai fost vreodată la mare? Da, am fost și anul trecut și a fost foarte frumos. Și ți-a plăcut, da? Da. Ce ați făcut acolo? Ne-am jucat, am făcut activități, am mers pe plajă, am... Și o să mergi cu colegii tăi? Da. Ești entuziasmat, ești nerăbdător? Da.
am înțeles că ai fost și la munte tu, nu? Da. La munte ți-a plăcut, la fel ca la mare? Da. Ce ai învățat să faci acolo? Să schiez, să mă dau o sania și... Da, multe. Și tu mergi la mare anul ăsta? Da. Ești nerăbdător? Da. Ai vrut să mergi la mare? Foarte mult. Anul trecut ai mai fost? Da, am fost și anul trecut. Ți-a plăcut? Foarte mult. Și te-ai ambiționat să înveți bine și anul ăsta, nu? Da. Să mergi la mare. Merită efortul, nu? Da. Ce vrei să faci acolo? Ce planuri ai? Nu m-am hotărât. De ce ți-e dor cel mai mult? De plajă. De plajă. Și de mare, nu? Da. O să mergi cu colegii tăi, vă jucați acolo? Da. Centrul maternal din municipiul Târgu Jiu găzduiește atât mamele cât și copiii acestora, care provin din familii defavorizate, cu venituri mici sau inexistente, sau care sunt alungați de membrii propriilor familii. Acestora li se oferă aici un acoperiș sub care să doarmă, dar și educația și sprijinul de care au nevoie pentru a-și continua drumul în viață. Spuneți-ne câte mame și câți copii mai aveți în această perioadă în centru? În centrul maternal, al doilea centru din cadrul Complexului de Servicii Alternative la Protecția Rezidențială Târgu Jiu. Avem în prezent 7 mame cu 11 copii. Trebuie să spunem că 2 dintre ele sunt minore. Avem o serie de mame cu copii, inclusiv minorele, care se integrează în linii mari, în colectivitatea de aici, respectă regulamentul intern, că aici sunt niște reguli, încearcă să înțeleagă și să învețe ceea ce noi le spunem că trebuie să facă pentru o viață independentă, de care sigur va fi nevoie în perioada următoare, că nu vor sta toată viața în sistemul de asistență socială și va fi nevoie să-și crească singure copiii. Mă bucur că sunt mai liniștite, că nu au ieșiri și aspecte negative deosebite cu privire la comportament și că încearcă și ele alături de noi să găsim soluții pentru bebelușii cărora le-a dat naștere. Ce fac pentru a se reintegra în societate? Urmează cursuri, merg la interviuri de angajare eventual? Sigur, aceste activități noi le desfășurăm permanent cu privire la modul de abordare și de pregătire pentru a se angaja, despre cum trebuie să se prezinte la un angajator, ce trebuie să spună, care este curriculum vitae al lor și ce trebuie să știe pentru domeniul respectiv, să nu se ducă decât acolo unde sunt pregătite, unde sunt calificate, le îndemnăm. Și unele dintre ele au și urmat în acest an unele cursuri de calificare profesională, mai ales pe alimentație publică. Mă bucură faptul însă că se perpetuă această activitate în cadrul centrului maternal din Târgu Jiu, că unele mame care au plecat din centrul nostru acum lucrează în domeniul în care s-au calificat pe timpul cât au fost în instituția noastră. Cu copiii căutăm împreună soluții. Interesul și misiunea noastră este ca ele să nu-și abandoneze copilul. Dovada este că după o ședere de o lună, două de zile, se atașează de copii în centrul maternal și deja dispare acea respingere a propriului copil și a ideii de a abandona datorită greutăților. Împreună cu părinții, cu rudele apropiate, încercăm să găsim soluții de integrare în familie, în comunitate, în așa fel încât copiii să trăiască cel puțin alături de unul dintre cei doi părinți. Care ar fi motivele pentru care mamele sau tinerele mame ajung aici la dumneavoastră? Cel mai des întâlnit. În centrul maternal sunt găzduite mame cu copii nou-născuți care prezintă riscul de abandon și riscul de abandon deoarece nu au venituri materiale și financiare care să le ajute să-și crească bebelușul, nu au o locuință proprie, nu au un sprijin din partea părinților sau sunt, cum v-am spus, că avem și acum 2 mame minore care au născut înainte de vreme și în loc să se ducă la școală a ajuns să-și crească proprii bebeluși și
asociate cu lipsurile materiale sau fără această asociere, părinții le resping pentru o anumită perioadă până când înțeleg că bebelușii respectiv sunt nepoții lor. Bye.